Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne primiți în casele dumneavoastră. Imagini și informații în premieră aici la România TV. O să vedeți cum clanurile care au terorizat capitala sunt de neoprit, unde s-au ascuns răufăcătorii și cum au fentat poliția. Vorbim și despre noua escrocherie care folosește aplicațiile pe telefon, dar și despre schimbările majore din zona politică. O să vedeți bomba din așa numitul dosar al Elenei Nasconi, dar și ce se întâmplă cu candidatul tot la președinție, Diana Șoșoacă. Vedem și noi recorduri, practic, la pensii, creșteri de 30%. Și mă refer aici, atenție, la pensiile private. Pentru celelalte pensii contributive, avem de asemenea o decizie a săptămânii pentru o nouă revizuire, în sensul în care se iau din nou acele decizii de recalculare la mână. Iar în privința jocurilor politice, pe moment, vedem că s-au întâlnit trei lideri importanți, Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, ce a ieșit în logica prezidențialelor, aflați de la noi. Dar mai întâi, domnilor și domnilor, vreau să încep cu imaginile zilei. Clipe de panică la Reșița, o mașină a fost cuprinsă de flăcări chiar în parcarea unui supermarket din oraș, iar martorii au cerut ajutor imediat la 112. I-a băgat cârpă la tobă? A avut o cârpă la tobă. Și s-a prins mașina. Iar atacătorii care au făcut ravagii în spitalul Pantelimon, dar și pe străzile orașului, au ajuns încătușați la poliție. Practic 19 persoane sunt în fața anchetatorilor. Au primit și decizii din partea acestora și iată care sunt explicațiile polițiștilor pentru faptul că i-au prins cam târziu. Până în prezent au fost depistați 8 dintre aceștia care vor fi conduși la sediul unității pentru administrarea probatoriului și luarea măsurilor legale ce se impun. Totodată, cu ocazia perchezițiilor și a cercetărilor la fața locului, au fost identificate mai multe obiecte interzise de lege, posibil a fi fost folosite în curtea spitalului Pantelimon. Principalii suspecți pe care ne-am dorit să-i stabilim și să-i avem în această dimineață au fost la acest moment depistați. Persoane cunoscute spațiului public, dacă mă pot exprima de această manieră. În aceste patru percheziții sunt vizate persoane bănuite de camătă, bănuite de înșelăciune și de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fără a deține permis de conducere. Vă atenționez, o nouă escrocherie a apărut pe diverse aplicații, mai ales cele de ride-sharing. Oamenii sunt puși să-și introducă numărul de telefon, iar apoi li se blochează aplicația timp în care escrocii fură bani de pe card. Noua scamatorie la... Deci, fiți atenți și vă zic asta să țineți minte, dați mai departe și să... dacă vi se întâmplă, să nu cădeți în capcană. Se pare că tu îți comanzi o cursă la... Și în timp ce... Asta mi-a povestit prietena mea și așa a povestit și tipul de pe TikTok. Și în timp ce șoferul în timp ce aplicația îți caută un șofer, îți apare pe aplicația să spună că te rog frumos să-ți introduci numărul de telefon aici, pentru că s-a blocat aplicația. Și tu spui numărul de telefon, pentru că na, tu crezi că aplicația zice chestia asta. Și după ce ți-ai pus numărul de telefon, scrie acolo, vei primi un cod de autorizare. Și după ce spui numărul de telefon, primești un cod de autorizare în aplicație, pe care tu dai ok, că din nou tu crezi că este aplicația și că e ceva securitate din aplicație. Și după ce tu ți-ai ai făcut lucrul ăsta, ți se fură contul, pentru că și te trezești că se fac curse pe cardul tău, în contul tău,
prietena mea a doua zi când s-a trezit a zis că avea mail-uri, foarte multe mail-uri cu curse, foarte multe curse, cred că în 3 ore făcuse curse de 600 de lire și o scosese de pe cont, pentru că după ce el ți-a luat contul și cardul, te scoate pe tine de pe cont și își face el cont cu cardul tău. Și să fiți atenți la chestia asta. Deci tu în timp ce îți cauți dacă primiți cod de autentificare sau dacă vă cere aplicația să vă logați cu codul sau cu numărul de telefon, să nu faceți chestia asta, să nu vă dați numărul de telefon, să nu puneți codul ăla, că este o scamă. O scamă, it's a scam, am să zic it's a scam. Și din câte am înțeles, aplicația nu și asumă responsabilitatea pentru chestia asta. Da, important avertisment, Radu Cristescu, PSD, Cosmin Bolosin, avocat, și Sărmiza Andronic, împreună cu noastră în această seară. Domnule avocat, dacă pățim așa ceva, pentru că și în România aceste aplicații sunt foarte utilizate pentru cei începând cu 15, cred că până pe la vreo 60 de ani, așa. Doamna Crețulescu, din păcate, situația s-a scăpat rău de sub control și în România. Sunt chestiuni informatice, sunt chestiuni de competența DICOT-ului. Vei face plânge și te vei trezi că te va chema cineva poate peste 2-3 ani de zile să te întrebe ce ai pățit. Asta este realitatea care trebuie să spunem cu subiect și predicat. Din păcate, acest gen de infracțiuni sunt un modus operandi a multor infractori și multor oameni care intră în online. Toată ziua văd asemenea chestiuni, nu neapărat acesta cu sharing-ul, ci văd și, mă rog, când comanzi produse, când îți accesează, mă rog, unii contul, îți par contul la bancă. Ăsta este, v-am spus, un modus operandi a secolului în care trăim. Dar, din păcate, nu avem o rezolvare, fiindcă oamenii sunt foarte mulți creduli, oamenii, din păcate, cred că, virgulă, câștigă peste noapte nu știu ce premii sau nu știu ce cadouri, mai ales aceste chestiuni se întâmplă la persoane care sunt în etate, adică în vârstă, care au peste 50-60 de ani, chiar 70 de ani, și aceste oameni, din păcate, sunt năpăstuiți ai soarte. Și când este să depună plângere pentru aceste infracțiuni informatice, cu siguranță că vor sta poate ani de zile până cineva îi va chema să dea o declarație, iar poate peste 4-5 ani de zile, când faptele se prescriu, se va și rezolva această chestiune. Asta este realitatea, că trebuie să spunem cu subiect și predicat. Trăim într-o lume nebună, trăim într-o lume a vitezei, trăim într-o lume care, practic, oricine face orice ca să căpătuiască, să obține sume mari de bani, fără să lucreze, și asta este realitatea, iar mulți dintre noi, care poate unii dintre ei sunt de modă veche și au încredere în ceea ce li se întâmplă, dau codurile, dau conturile și uitați unde se ajunge. Trebuie să fim de două ori mai atenți în momentul când ni se cere aceste conturi, aceste, mă rog, adică, numere de telefon și, bineînțeles, coduri. Propria precauție. Și acum o informație de breaking news. Ei bine, viitura de pe Dunăre, care a lovit destul de intens Budapesta, se apropie de România. Debitul fluviului a crescut deja la Buziaș și va crește în continuare. Anunțul a fost făcut de cei de la Apele Române. Imediat, Marina Andrei, colega mea, ne va da detalii despre aceste informații de ultim moment, dar până atunci vreau să întreb pe domnul Cristescu. Românii se pregătesc la fel ca ungurii, ați văzut, ei au construit diguri, digulețe, au pus saci de risip, noi am făcut ceva? Nu știu dacă în calea apei saci au vreo... Ba, tocmai asta, cred că după vremea romanilor făceau diguri, De ce v-am spus chestia asta? Că am văzut imagini din Budapesta și nu știu dacă saci au făcut... Au făcut față viitorii. A fost o inundație foarte mică a orașului față de estimări. Da. Dar faleza aceea din fața Parlamentului, în rest? Ei spun că a fost mai mare decât în 2013, exact. Și ce am copiat noi pe ei, sigur, cu furatul sacilor cu nisip. Fiindcă s-au furat saci în prostie cu nisip în Ungaria și a zis că și premierul a ieșit și a spus public, domnule, nu mai luați și nu mai furați saci. Asta cred că i-a putea copia și noi, dar în rest nimic. Eu cunosc foarte bine zona în care s-a întâmplat, este aproape de Parlament și chiar acolo este o zonă pietonală. Să știți că inundația, din punctul meu de vedere, nu este chiar așa de mare cum se prezintă. Ei spun că în 2013 ar fi fost mult mai mică, eu zic invers, că în 2013 a fost inundația mult mai mare decât în momentul de față. Poate n-au fost la litri de apă, dar cu siguranță au fost mult mai multe străzi și Dunărea chiar a fost în pericol. Și ceea ce spune și am urmărit foarte atent, să știți că România nu este. Și am văzut că ministrul a și plecat, mediul a plecat azi dimineață cu elicopterul și a spus foarte clar, România sub nicio formă nu va fi afectată de aceste inundații. Asta e o veste bună, dar haideți să vedem ce ne spune chiar acum Marina Andrei. Bun găsit, Marina!
Bun găsit! Vitura care este așteptată pe Dunăre se apropie de România. Conform specialiștilor de la Apele Române, debitul Dunării la intrarea în țară pe sectorul Baziaș a ajuns la 6400 de metri cub pe secundă și este în continuă creștere. Mai exact la finalul acestei săptămâni, atunci când ar urma să fie și vârful Viturii, debitul Dunării va ajunge la 8000 de metri cub pe secundă, cu mult peste media multianuală a lunii septembrie. Astfel, în val de porțile de fier, Dunărea este în creștere pe sectoarele Gruia și Calafat, dar și Zimnicea, Tulcea, și în scădere pe sectorul Bechet, Turnu Măgurele. Autoritățile sunt însă în alertă. Ministrul Mediului a verificat mai multe diguri din țară și puncte critice care sunt predispuse la inundații, precizând că această viitură nu va crea probleme pe sectorul românesc. De asemenea, șeful DSU, Raed Arafat, a convocat prefecții și comitetele pentru situații de urgență din județele prin care trece Dunărea. Acesta le-a cerut autorităților locale să fie pregătite în orice clipă cu tot ce este nevoie și totodată să pregătească și populația pentru o eventuală evacuare atunci când situația o va impune. Mulțumesc mult, Marina Andrei, și acum ne întoarcem la politică, domnilor și domnilor. Și vreau să vă arăt un material în premieră despre Elena Lasconi, candidat la prezidențiale din partea USR-ului, cu extrem de multe controverse care se strâng așa, bob cu bob, dacă îmi permiteți expresia, până la depunerea oficială a candidaturii. Pozează în tradiționalistă creștin-ortodoxă, dar declară că în USR e loc pentru toate minoritățile sexuale. Merge cu ie și năframă pe la hramuri de mănăstiri, mănâncă sarmale, ia bătrâni în brațe, apoi se duce la Antold, aduce menestreli în primărie ca să-i cânte ode, miroase a parfum de Coldea and Dumbravă și pariază pe ea Alexander Soros. Candidata USR Elena Valerica Lasconi, această Kamala de câmpul lui Mușel, un fel de firea, dar mai rea, a fost scoasă din joben de către generalul Florian Coldea, care își face planuri mărețe cu ea, având ambiții mult mai mari decât avea cu firea. Nu sunt omul sistemului. Una dintre marile calități ale candidatei USR este că minte precum respiră. Declarația sa inocentă, făcută după ce fostul jurnalist Silviu Mănăstire a întrebat-o dacă a fost sau nu consilier a fostului director al SRI, Radu Timofte, a stârnit un val de reacții în mediul online. A urmat dezvăluirile publicate de colonelul în rezervă Daniela Iuliana Tobă, fosta șefa biroului de relații publice din STS. Ori de câte ori deschide gurița în ultima vreme, mimoza primăriță blondă Lenuța plânge cu mucișor pe piept că tot soiul de mizerii se vor spune ca să nu fie lăsată să ajungă în scaunul lui Iohannis. Așa o fi, dar acum pe bune. Niscai curățenie înainte de sărbătorile electorale ar trebui să-și facă și ea în ogradă. Bună oară n-ar trebui să ascundă faptul că o scurtă perioadă de timp s-a ițit în curtea SRI pe post de consilier al lui Radu Timofte. Odihnească-se. O consilieră foarte, foarte, foarte apropiată. Așa zic gurile rele. Și a stat în SRI fix până ce serviciul i-a cumpărat de pe piața liberă un apartament de 45.000 de euro la banii de atunci și l-a vândut cu 15.000 de euro. Un frumos apartament cu două camere pe bulevardul Mihai Bravu. Lenuța l-a cumpărat cu toată suma la sacoșă, apoi a plecat din serviciu. Despre mor numai de bine, dar scandalul cu locuințele de serviciu din perioada de șefia lui Timofte îl știe toată lumea, iar blonda Lenuța e doar una dintre toți ei mulți care s-au ales cu locuințe luate de SRI pentru rude, amante și șmecheri din serviciu. Unii dintre ei care au cumpărat apartamente de serviciu au trebuit să le dea înapoi, atunci cu scandalul. Cei cărora li s-au cumpărat apartamente de pe piață au rămas cu ele, a scris Daniela Tobă. Pe mine mă recomandă faptele.
nu relații, combinații. Iată însă că și alte informații apărute în spațiul public o dezbracă de secrete pe Kamala de Câmpul Lung. În 2001, Nuții Valerica obținea licența de economist la ASE București în profilul managementul turismului și comerțului, dar și ținea foarte aproape de ProTV și SRI. Era consilier al lui Radu Timofte, șeful SRI de atunci, era reporteriță, era studentă, era, dacă până în 2004 era reporter de teren, din acel an a fost sales manager la ProTV, adică pe comisie ioane de contracte de publicitate. Și ca să nu ziceți că nu o citesc pe Nuții Valerica, iată, dau un citat din ea, referitor la o perioadă de studiu cuprinsă între 2019-2020, aia cu pandemia. Am urmat cursuri absorpție, legislație, reglementări, fonduri europene în țară și la Bruxelles, Renew Europe, o țară ca afară. Adică făcea naveta între Bruxelles și primăria Câmpul Lung și absorbea prin Belgia și prin... Salariul de la ProTV al Nuței Valerica era de 6.000 de lei, iar venitul celui de-al doilea soț, avocat și consilier parlamentar în prezent, a fost, de exemplu, pe tot anul 2019 de doar 8.200 de lei. Cert este că Nuții Valerica are de plătit rate până în 2037 la un alt apartament cumpărat că de așa de bine să nu bată la ochi. Și ca să nu uit, citez tot din Nuții Valerica. Îmi place mult Chioveși, aș vota-o. Ea ca om îmi place, iar Maia Sandu are o căldură aparte. Ce a răspuns Elena Valerica la Scon concret la toate aceste acuzații? Nimic. Sunt cinstită, muncitoare, nu sunt otrădătoare, sunt loială și nu sunt din sistem. Nu sunt cu combinații și nu mă manevrează nimeni cu sforicelele. Sarmiza Andronic, te-ai uitat. Avem foarte mulți candidați. Care este analiza ta? Care este analiza mea? Da. Păi, uite, o să vă rog să-mi dați voie să vorbesc despre Elena Lasconi, că e totul proaspăt în minte. Nu știu ce fel de fapte o recomandă pe doamna Lasconi. Hai să întrebăm. Uite, Elena Lasconi, cam ce fapte te recomandă pe tine? Uite, zi-ne trei fapte pe care tu le-ai făcut și care ar putea să convingă românii să te voteze cu adevărat, dincolo de ia pe care o porți, dincolo de faptul că mănânci sarmale, dincolo de faptul că ești femeie, că am tot văzut asta în spațiu public, dacă ești femeie, poți să fii președinta României de-a dreptul, adică e singura calitate pe care poți să o ai, pare că se în, pare se în, în discursul ei. Sunt foarte multe fapte însă care nu o recomandă pe Elena Lasconi. Faptul că și-a angajat soțul la grupul parlamentar USR. Faptul că mi-a plăcut ce a spus colegul dumneavoastră, că minte. Nu știu dacă minte, în orice caz nu e credibilă. Hai să o spun eu un pic mai elegant. Toate discursurile domniei sale care sunt pe de-o parte progresiste, pe de-o parte sunt tradiționaliste, tradiționale, culturale, se bate cu pumnul în piept pentru tot ce ține de România în același timp. Este necredibilă, este falsă din punctul meu de vedere, dar nu cred că asta este, nu cred că asta este cel mai important lucru, ci faptul că nu are un discurs de prezidențiabil, nu vine cu nimic, nu are un program, nu are, nu știu care este poziția domniei sale vis-a-vis de Ucraina, nu știu care este poziția domniei sale vis-a-vis de ce se întâmplă în Israel, pentru că până la urmă acolo e treaba domniei sale dacă va să fie președintă. Pe de altă parte, cum e cu Schengen-ul? Ce ne spune? Care sunt relațiile ei în exterior? Mă interesează pe mine ca și alegător în decembrie, da? Mă interesează în noiembrie, în decembrie, când o să aleg. N-am de ce să mă aleg, n-am un motiv special pentru care să o votez pe Elena Lasconi. Faptul că se ia în brațe cu oamenii pe stradă, faptul că îmbrățișează oameni, că oamenii în vârstă sunt apropiați de ea, nu este un motiv suficient ca eu să o votez. Și la domnul Cristescu, și fac precizarea de la început, Marcel Ciolacu nu e femeie, deci n-are această calitate. Bun. În opinia dumneavoastră, pe aceste trei puncte atinse de Sarmiza Andronic, cum se poziționează față de Ucraina, față de conflictul israelo-palestinian și, de asemenea, cu Schengen-ul, ce ne zice? Nici cum nu se poziționează, n-am auzit-o să spun absolut nimic exact. Nu, Marcel Ciolacu, care nu este femeie.
Ah, de Marcel Ciolacu mă întrebați. Nu e candidata dumneavoastră. Marcel Ciolacu a avut o serie de luări de poziție pe aceste teme. Și care e propunerea din campanie? Că așa le-a avut ca premier. Premierul nu avea mare... Da, mă rog, păi, pe care premierul adus... avea. Adică ați dus și vizita premierului în Israel. Le puteți aminti, vă rog frumos? Vizita premierului în Israel. Deci a fost prezent, cred că în ultimele luni, de vreo 3 ori prin Israel. Dacă nu greșesc, 2-3 ori, da? Vis-a-vis de Ucraina. A fost prezent în Ucraina, da? Am sprijinit Ucraina. Cu tot ce trebuia să sprijinită Ucraina. Ce m-ați mai întrebat? Cu Schengen-ul? Marea realizare a premierului Ciolacu privind intrarea României în Schengen, terestru și fluvial, da? Și cu speranța că se ridică, va fi și rutier, da? Sunt lucruri rezolvate. Merge mai departe, vizele pentru Statele Unite ale Americii, care se vor ridica în octombrie, în noiembrie, pentru că octombrie se termină anul financiar în Statele Unite. Deci sunt niște realizări pe politica externă. Altfel este privită România acum, datorită lui Marcel Ciolacu. Nu vorbim de Klaus Iohannis, care a vizitat Chile și a făcut un acord cu... Acum e în America, de câte. Acum e în America, mă rog, ultima excursie. Deci iată că Marcel Ciolacu, Marcel Ciolacu extern, a punctat foarte bine, da? Și aceste lucruri se văd. Acum, mergând mai departe, ați amintit în acel reportaj o chestie foarte interesantă. USR-ul este creația lui Coldea. Punct. PSD-ul e creația cui? PSD-ul e creația cui? Eu vorbesc de USR acum. PSD-ul e creația cui? USR-ul este un partid de laborator creat de Coldea și de, cum zice, de Șoroș, da? Îi avem pe toți acolo. Ăsta a fost cancerul României în ultimii ani. Uitați-vă numai la PNRR. Da? Mă gândesc și nu vreau să vă supărați pe mine cu apropierea asta a lui Cutimofte, să-i dea Dumnezeu sănătate, lui Timofte. Am murit. Păi nu pot și eu fi la fel de prost ca Joana să... Mă rog, aici vă atenționă să așa. Gulerele zic că era foarte apropiată, chiar că ar fi fost amanda lui Timofte, dar asta vedem ce se întâmplă. Și mă gândesc că ar fi găsit Coldea, când a venit, că a fost șef operativ al SRI-ului, probabil dosarul ei, angajamentul ei, poate este și ofițer acoperit, da? Și au scos-o din joben, sau să ne uităm mai departe, ca și gospodar. Avem, numai un pic. Iertați că vă întrerup. Stați un pic să clarificăm ideea asta și întreb pe domnul avocat. Reducem la absurd. Eu nu spun că ea a acoperit domnul Lasconi. Nu. Dar să presupunem că unul dintre candidații la președinția României ar fi agent acoperit. Pe legislația noastră are vreo problemă să devină primul om în Din punctul meu de vedere, nu. Haideți să nu uităm că a avut un președinte care 10 ani a fost, mă rog, a colaborat cu securitatea și interesant că după ce a ieșit din viața politică, s-a descoperit că avea un nume de scenă și a dat împrimire pe alții pe vapor sau, mă rog, pe nu știu unde. Păi și atunci acoperiții care? Sunt acoperiți, din punctul meu de vedere, sunt cam în toate sistemele și cam în orice domeniu. Sigur că spunea domnul Cristescu foarte bine că PSD-ul, și eu nu să-i laud, dar o să spun adevărul și ceea ce simt, să nu uităm când s-a intrat în NATO, să nu uităm că pe vremea lui Năstase, în 2002, mi-am amintesc foarte bine, am intrat în Uniunea Europeană, ulterior am intrat și doar cu buletinele. Doamna Lasconi, ce se prezintă? Se prezintă, din punctul meu de vedere, ceva în falsitate. Și falsitatea denotă tocmai din modul în care încearcă să se apropie de oameni. Am văzut aseară un reportaj, n-am să spun unde l-am văzut, în care dumneai vrea să fie total în disconcordanță cu modul în care, practic, noi am cunoscut-o. Și una din aceste chestiuni este apropierea de oameni. Modul în care interacționează cu oamenii, modul în care se coboară ghilimele de rigoare. Și foarte bine spunea Sarmiza, și pe Sarmiza respect foarte mult și știe ceea ce spune. N-am auzit un proiect din partea dumneai. Eu mă aștept ca alegător, fie că sunt de stânga, fie de dreapta, sau de centru stânga sau centru dreapta, prea puțină importanță are asta, mă aștept la niște chestiuni care ne doare pe toți. Războiul din Israel, Hamasul, ce se întâmplă acolo, n-am auzit poziționale. Poate peste câteva luni vine Camila la putere, Dumnezeule, sau vine Trump și o să avem 4 oameni care au probleme. Președintele Chinei, Trump, președintele Coreei de Nord și a Rusiei. O să fie 4 oameni care eu nu prea apreciez cum gândesc. Asta este punctul.
punctul meu de vedere. Și atunci vă dați seama că situația va scăpa de sub control. Sau, mă rog, se va întoarce doamna Camila. Camila, care 4 ani de zile, știți foarte bine, nu a cam făcut absolut nimic, că nu Biden a condus. A condus Camila și cei care au în spatele ei. Biden a fost o marionetă, că ăsta este adevărul care trebuie să spunem, un om care nu știa de multe ori pe unde este. Și atunci s-a dovedit ce poate să facă Camila. Este o problemă, să știți, în întreaga lume, nu doar în Europa. Atâta timp cât americanii vor dori în continuare să trăiască din vânzările de arme, cu siguranță că va fi o mare, mare problemă în Ucraina. Și din punctul meu de vedere, acest război care ne bate la graniță, și ați văzut că sunt acele drone blestemate care virgulă cad și pe teritoriul românesc, cu siguranță că ne sperie populația. Și apropo de chestia asta... Da, dincolo de asta, dacă îmi dai voie, doar o secundă. Uite, poate că se uită oameni la noi care nu știu neapărat cine este Coldea. Sigur, au auzit toți cine este Coldea, au auzit cine este Căveș și poate că nu toată lumea înțelege exact care a fost răul cel mare în ceea ce îl privește pe Coldea sau în ceea ce o privește pe Căveși. Însă, dacă te uiți la Elena Lasconi, e foarte greu să nu zâmbești în colțul gurii amar când o vezi cum reacționează atunci când cineva o face Kamala de Câmpul Lung sau când îi ridică ode, îi cântă cântece, îi dedică... De ce așa? Adică nu există un simț al ridicolului și al penibilului și sunt termeni pe care eu mi-asum. Pentru că atunci când îți intră un om în primărie și tu stai și râzi la ceea ce-ți cântă și te laudă până la Dumnezeu și înapoi și tu n-ai niciun fel de reacție și nu înțelegi că este o penibilitate, nu omul acela este de vină, ci felul în care tu reacționezi. Păi cum să votezi o președintă care nu este elegantă? Iartă-mă! Mă întorc puțin la războiul din Ucraina și aș vrea să vă arăt, pentru că lucrurile s-ar putea complica foarte mult acolo. Și iată-te cum Kremlinul încă o dată a vrut să creeze panică. Recent un canal pro-Kremlin a difuzat un clip video în care arată un atac nuclear simulat deasupra Londrei, iar imaginile, doamnelor și domnilor, sunt devastatoare. ...850.000 de morți și 2 milioane de răniți sunt pagubele prezentate de atacul nuclear simulat asupra Londrei de către canalul pro-Kremlin. Postarea vine în timp ce Marea Britanie trebuie să ia o decizie extrem de importantă care ar putea schimba în totalitate cursul războiului. Regatul Unit trebuie să decidă dacă va permite trupelor ucrainene să folosească rachetele cu raza lungă de acțiune pentru a lovi ținte militare de pe teritoriul Rusiei. Da, domnule Cristescu, e îngrijorător și noi nu suntem la Londra, adică la atâtea mile distanță, ci suntem aici, la o aruncătură de băți, motiv pentru care, din când în când, pe acolo, pe lângă Tulcea, mai cad drone rusești. Este înfricoșător. Cineva se joacă. Cineva se joacă și aceste lucruri nu duc la nimic bun. V-am spus, n-am văzut în acești 2 ani de conflict, n-am văzut o discuție de pace. N-am văzut chestia asta. Acum, sper să le dea Dumnezeu minte și să oprească nenorocirea care este acolo și, la fel, în Orientul Mijlociu. Și, doamnelor și domnilor, mai avem o informație importantă de astăzi. Este, din punctul meu de vedere, prima veste bună despre fondurile private de pensii din ultimii 3-4 ani. Ei bine, aceștia au ajuns să raporteze, după o lungă perioadă, sume record. Practic au raportat creșteri cu aproximativ 30% față de aceeași perioadă anului trecut. În prezent, peste 8 milioane de români cotizează la pilonul 2, pensii private. De ce au reușit aceste acțiuni să crească și până la urmă să ne îmbogățească, ne explică Arina Dobre.
Bun găsit tuturor! Peste 143 de miliarde de lei au acumulat cei peste 8 milioane de români care cotizează în prezent la pilonul 2 de pensii private. Este vorba despre o creștere a activelor de aproximativ 30% față de aceeași perioadă a anului trecut. Anul acesta, contribuția la pilonul 2 de pensii este de 4,75% față de 3,75% cât era anul trecut, iar contribuția medie per persoană este de 383 de lei față de 276 de lei cât era anul trecut. Există însă diferențe majore atunci când vine vorba despre sumele deținute în aceste conturi de români. De exemplu, cea mai mare sumă dintr-un astfel de cont în prezent este de 2,5 milioane de lei, în timp ce cea mai mică sumă este de numai un leu, așa cum arată Autoritatea de Supraveghere Financiară. Mulțumesc mult, Arina, și acum toate deciziile de recalculare vor fi verificate. Aceasta este decizia acestei săptămâni. Specialiștii din casele județene vor verifica, de fapt, fiecare hârtie în parte. Din nou, prioritatea au cele prin care pensionarii deja au depus diverse cereri de revizuire. Sunt mii de pensionari care fie dau bani înapoi, fie primesc mai mulți bani și, cum bine știți, oamenii se gândesc cu groază dacă trebuie să dea acești bani în plus înapoi. Marina Cioacă ne lămurește. Bun găsit! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Ei bine, fiecare decizie de recalculare va fi reanalizată de către un funcționar al caselor județene de pensii. Atenție, și sunt aproximativ 4,6 milioane de astfel de decizii care vor fi analizate de către un funcționar, pentru că iată că s-a dovedit că softul a dat erori, iar în perioada imediat următoare la casele județene de pensii, acolo unde au rămas copii ale acestor decizii de recalculare, se va face această verificare. Pe total sunt aproximativ 62.000 de astfel de contestații pe care le-au depus pensionarii, iar potrivit ultimelor date pe care le avem și noi până în acest moment, sunt aproximativ 3.000 de astfel de decizii care într-adevăr au fost greșite, deci pensionarii fie trebuie să dea bani înapoi, fie trebuie să primească mai mulți bani de la stat. Mulțumesc mult, Marina Cioacă, și dacă am văzut, am văzut-o pe doamna Lasconi, una dintre candidatele la funcția supremă în stat, haideți să vedem și pe doamna Șoșoacă, despre care aflăm că vrea să-și infiltreze și copiii între zone cheie din România. Nu ai dreptul să spui mani să striga, înțeles? Nu ai dreptul! Du-te și ia-ți pastile! Că de mâine vă sparg. V-ați spus cu mine? De nenorociți ce sunteți! Brute! Brute nenorocite ce sunteți! Non-stop ați luat în oameni! Acudați într-un sănător! Rușine să vă fie! Până aici! Nu se mai poate! E destul! De ce o împingeți? Fraților, ia uitați-vă loviturile de la jandarmi. Dă-l o parte de ei. Domnule Cristescu, evident, dacă n-ar fi domnul Ciolacă, ați alege vreuna dintre aceste două doamne, pe doamna Lasconi sau pe doamna Șoșoacă? Doamna Cristescu, ăsta este un caz medical. Deci ăsta este un caz medical. Părerea mea este să invitați în studio niște psihologi, psihiatri, pentru că acest caz este medical. Nu putem discuta serios de acest specimen de femeie. Nu putem discuta serios, mă iertați, acest circ. Într-adevăr, a avut acum această șansă de a intra în Parlamentul European. Culmea este că românii s-au cam prins de șmecherile ei și în România nu prea au luat voturi, a avut un loc mare cu diaspora. Am vorbit cu cei din diaspora, a fost un fel de vot luați de aici, un fel de vot la mișto. Luați de aici. Este un caz medical. Pe partea alaltă, ne-a mai fript cu un primar. Vorbesc de Iohannis. Uitați-vă la Câmpul Lung, unde este doamna aceasta sereistă, primar. Praf!
aici trebuie să veniți cu probe. Păi să-i dea Dumnezeu lui Timofte, poate găsim niște dosare, să-i dea Dumnezeu sănătate. Să găsim poate niște dosare, poate într-o zi aflăm cum a aflat de Băsescu că a fost informator sau ofițer acoperit. A fost într-adevăr un sifon care și-a trădat colegii, dar după aia poate a fost racolat și a fost ofițer acoperit. Am îndoiești și la Iohannis. Credeți-mă că nu ar fi. În ce sens? Și atunci, mi se pare foarte curios, un om care părinții au plecat în Germania și a rămas din convingere un mare român și a rămas aici să lupte împotriva comunismului. A rămas aici, a părinții în Germania, știți foarte bine că la foarte mulți tineri la care au plecat părinții, în Germania, pe vremea lui Ceaușescu, sași fiind, cam toți au mers acolo. Ia că uite, s-a rămas aici în Sibiu să facă pe patriotul. I s-a pregătit un culoar. I s-a pregătit cine un culoar. Ăia care cică fac aceste, cum făcea Lasconi cu sforicelele, că și ai tu pe sforicele. Nu credeți că s-a inventat, a plecat la câmpul un primar. Și acum i-au pregătit, bine, n-are șanse, exclus. Dar, v-am spus, o să aflăm peste câțiva ani. De ce să nu aflăm acum? De ce trebuie să se întâmple ceva, să aflăm că l-a fost informator, l-a fost ofițer acoperit, ca și cu Lasconi? Eu zic că ar trebui să ne concentrăm pe candidații care au cele mai multe șanse de a intra în turul 2. Care sunt aceștia? Dacă mă întrebați pe mine, cea mai multe șanse le are Ciolacu și Simion. În momentul ăsta, în condițiile în care, atenție, iarăși aflăm niște lucruri și mă uit la impostorul, pot să spun impostor, nu este un cuvânt greșit, la impostorul de Ciucă, care nici n-a fost nene la Nasiria, atenție, și l-a dat în primire, cum se spune, tocmai șeful forțelor terestre, generalul Bădălan, care a zis, domne, omul n-a fost la Nasiria. Acolo a fost un contingent italian care era atacat. Ciucă spune, domne, eu am vrut să mă duc să intervin. Nu, dar eu vă ascult cu mare atenție, dar să știți, vă reamintesc. PNL-ul este partenerul nostru de coaliție. Este un partener de coaliție pentru stabilitatea acestei țări, la guvernare. Da? Această guvernare, România este guvernată. Și norocul României în momentul ăsta este premierul Ciolacu, sincer, și miniștrii PSD. Că dacă ne uităm la Bolo și la restul... Care sunt candidații cu cea mai mari șanse? Din punctul meu de vedere, cu siguranță, că cei doi pe care spunea domnul Cristescu... M-ați întrebat, numai un pic. Ce spunea domnul Bădălan? Domne, Ciucă zice că a cerut drept de a interveni în favoarea italienilor. Nu l-a cerut. Și îl întreabă omul, cum l-a declarat? Păi eu eram șeful statului major, șeful forțelor terestre. Eu trebuia să primesc. Deci iată că avem un impostor care vrea să ajungă președinte. Acest ostaș. De asta zic, bă, fraților, hai să ne uităm mai atent. Avem un an jumate de guvernare PSD. Nu ne vedeți rezultatele? E frică de domnul Ciucă dacă a simulat. Nu, e frică de mama că nu mai îmi trimite. Doamna Crețulescu, știi ce este deranjant? Pe mine mă deranjează că de 10 ani de zile și cu anii care am avut înainte, am avut un președinte de dreapta sau, mă rog, de centru-dreapta, fiindcă vorbim de Băsescu și vorbim de președintele Iohannis, care, practic, cei puțin ultimii 10 ani nu s-a întâmplat absolut nimic. Am urmărit foarte atent ceea ce a făcut domnul Iohannis. În opinia mea, favoriții domnul Ciolacu și, bineînțeles, cred că din partea AUR, președintele AUR Simion. Și am să vă motivez de ce. Ciolacu are întreagă armătură în spate, o întreagă paletă de un partid foarte mare în spate care cu siguranță îl va susține. Însă ce este foarte curios, nu poți ca Ponta să ai 800.000 de voturi și după aceea să te bate Iohannis cu nu știu câte, aproape 1.000.000 de voturi. Aici s-a întâmplat ceva. A fost un declic între cele două tururi de scrutin acum 10 ani de zile. Spun eu că partidul să fie foarte atent în toate secțiile în momentul când va fi această votare și mai ales când va fi turul 2. Joana, din punctul meu de vedere, nu are nicio șansă. Știți că românii nu le place ciorba reîncălzită. Și am văzut nenumărat susținători al domnului Joana. Mi-ar fi plăcut să fie în emisiune ok ca să le spun și eu punctul meu de vedere, fiindcă am nenumărate argumente vorbesc de domnul Joana. De la cele ceasuri la care le-a predat pe la DNA, în acel moment, ți-ai căzut credibilitatea când tu ai ajuns să predai bunurile care le-ai primit cadou, știind că, mă rog, ca funcționar public, nu ai voie să primești bunurile. Aici e vorba de infracțiune, din punctul meu de vedere. S-a discutat foarte mult. Nenumărate gafe pe care acesta le-a făcut. Este acel om din penitenciar, din PSD, care a stat ascuns prin Moldova și care și a spus public ceea ce a păcătuit cu el prin excursiile de pe la Monaco și la Monte Carlo. Ei, toate acestea îl trag în jos pe domnul Joana. Sigur că domnul Ciolacu trebuie să fie în continuare foarte atent. Din punctul meu de vedere, doamna Lasconi nu este vizibilă, nu este o persoană care are un partid în spate mare, adică 7%, credeți-mă, nu poți să scoți un președinte. Ai avut 7% cu tot respectul și va fi foarte greu să scoți un președinte. Iar ceilalți, cu asta am să închei, iar doamna Șoșoacă, pe care ne-o prezentați mai înainte, a făcut ieri, am văzut, și o alianță cu Partidul Patrioților. Cred că cunoașteți foarte bine acest lucru. Barțul din partea Partidului Patrioților, dar este foarte, mă rog, poate că va intra în Parlament cu siguranță, dar să ajungi la președinta României va fi foarte greu.
Sarmiza Andronic, care sunt candidații cu șansă, în opinia ta? Păi, în primul rând îl avem pe domnul Ciolacu, care rămâne constant în... în turul întâi, hai să spunem că intră sigur în turul PSD, întâi. Și 34 PSD, a fost okay. Mereu pe primul și loc. Și ceilalți patru care sunt cumva umăr la umăr. Eu cred că suntem în plin joc electoral. Care patru? Joana, George Simion, Lasconi și... Am spus patru, nu? La e Ciucă, Nic- de Ciucă vorbeam, da. Ciucă. Ciucă. Dar cred că mai departe de atât, nu. Și cred că se pot schimba jocurile. Știți foarte bine că noi avem această experiență. În 2014 Klaus Iohannis nu avea nicio șansă. Stătea foarte prost în sondaj. Avea patru la avea pariuri. Patru, exact. Patru avea cota patru. La pariuri. Și 1,30 avea... Bun, Joana, după ce a mobilizat tot PSD-ul și PNL-ul, știți foarte bine că s-a distrus singur în ultima seară de campanie. Deci se poate întâmpla absolut orice. Cred că aici este destul de riscant să facem previziuni pentru cine ar putea să intre cu domnul Marcel Ciolacu în turul 2. Haideți să vedem, domnilor și domnilor, la o anchetă care a stârnit multă emoție în societatea românească, ce au mai descoperit procurorii. De fapt, ei așteaptă rezultatul unor expertize importante care ar putea face lumină în acest dosar al morților suspecte din Spitalul Pantelimon. Ar putea apărea noi victime după ce medicii legiști vor finaliza expertizile medico-legale pentru pacienții a căror moarte ridică mari semne de întrebare. Cristina Mihăilescu vine cu informații. Bun găsit! Bine v-am găsit, sunt probe extrem de importante așteptate acum de procurorii care se ocupă de dosarul morților suspecte de la Spitalul Sfântul Pantelimon din capitală, mai exact, mai multe, iată, expertize care să fie pregătite de către medicii legiști din capitală de la Institutul Național de Medicină Legală, privind raporturile medico-legale ale pacienților morți în condiții suspecte, în acea perioadă în care știm că s-au produs foarte multe decese în mod inexplicabil în spital. Totul în contextul în care, în momentul în care le-au eliberat pe cele două doctorițe, magistrații au explicat faptul că timp de două luni procurorii nu au reușit să obțină probe care să conducă către ideea că aceste decese au fost provocate intenționat. Tocmai de aceea anchetatorii au și grăbit aceste proceduri. Între timp, amantul doctoriței Cucoasa, medicul de la Spitalul Militar care a încercat să se sinucidă în Brașov, va ajunge și el la audieri în fața procurorilor militari. Mulțumesc mult, domnule avocat. Vom afla oare adevărul? Cu siguranță îl vom afla și vreau să spun public acest lucru. Sunt două chestiuni diferite. Una, vorbim de arestarea preventivă care se face pe suspiciune rezonabilă și vorbim de trimiterea în judecată și condamnarea care se face pe probe. Nu înseamnă că dacă o persoană a fost lăsată fără o măsură preventivă și a considerat instanța judecată că nu este nevoie de control judiciar sau de arest la domiciliu sau chiar de arest preventiv, nu va fi trimisă în judecată. Și credeți-mă, ceea ce s-a întâmplat la Pantelimon este o chestiune de notorietate, fiindcă au apărut nenumărate plângeri în spațiu public, au apărut practic nenumărate voci care spun ceea ce a fost acolo și mai mult decât atât, credeți-mă, opinia publică este oripilată. Din păcate, va scădea foarte mult încrederea în actul medical, fiindcă nu poți actul medical să-l condiționezi niciodată, salarii în momentul de față doctorii, medicii le au și au salarii destul de mari, iar credeți-mă, am văzut chiar în acum câteva zile o decizie a Curții de Apel București, ceea ce pe mine m-a oripilat, cu o șefă care primea șpagă în jur de 8.000 de euro și instanța a spus că în momentul când primești șpaga fără să o ceri, ar fi într-un fel cadou, ceea ce este o aberație în punctul meu de vedere și se va crea un precedent periculos. Iar aici la Pantelimon cu siguranță că vor fi trimise în judecată, fiindcă s-a dispus arestarea preventivă, acele femei au stat în negura boxei câteva zile, chiar dacă, mă rog, după aceea s-a revocat acea măsură preventivă și pe timpul urmăririi penale și pe timpul judecății, ce va fi interesant este dacă există o legătură de cauzalitate între moartea acelor persoane și actul medical care trebuia dus la îndeplinirea acestei doctorițe, fiindcă chestiunea este foarte simplă, nu este o chestiune, mă rog, de o complexitate mare. Vor stabili cu siguranță urma unor expertize care se vor face. Nu poți să mergi sinedie și să acoperi medicii, nu poți să mergi la infinit cu acele malpraxisuri și ei în comisii se acopereau unii pe alții, fiindcă noi ca avocați și cu asta închei, ca juriști, ca judecători și ca procurori, nu poți să lucrezi decât cu materialul pe care ți-l dă, mă rog, anumite autorități medicale în urma unor expertize. Și pentru final, să ne simțim bine cu toții, vă dau și o veste bună. Unul dintre membrii legendarului grup suedez APA s-a căsătorit la 79 de ani. Iată imagine.
Da, cu aceste imagini, doamnelor și domnilor, punem punct ediției și merg la Victor Ciutacu și le mulțumesc că ne-am invitat să vină. Bună seara, Andreea, bună seara, domnilor și domnilor, vă aștept în doar câteva clipe la o nouă ediție incendiară a punctului culminant. Exclusivitatea anului în televiziune, Donald Trump Jr. vine la România TV. Mesaje transmise direct de la Washington. Trump anunță finalul războiului din Ucraina. Vorbim și despre resetarea mondială de după alegeri și care sunt planurile pentru România. Și reîncepe scandalul Iohannis PSD, se pun cuțitele pe masă. Întâlnire secretă pentru scaunul de la Cotroceni. Dosarul caselor reapare la final de mandat al lui Iohannis. Va fi președintele Iohannis obligat să plătească? Și scandalul din familia Elenei Lasconi se amplifică. Fica intră la rândul ei în politică. După circul sexual cu mama, Oana Lasconi trece la extremiști. Vorbim și despre testele de droguri pozitive la medicamentele de răceală. Poliția răspunde în plin scandal. Ce trebuie să facă șoferii? Vorbim și despre demiterea lui Raed Arafat și despre o decizie de ultimă oră în acest sens. George Simion va fi în direct și ne va povesti cum l-a prins pe Raed Arafat. Rămâneți, merită!